A venit, a venit toamna, acoperăm inima cu ceva, poate cu umbra unui copac sau poate chiar cu factura. Ultima ediție a cafelei din septembrie. Să fim sănătoși că năcazurile vin. Uitați-vă și la țancă uraganul, mă. La țancă uraganul, i-or spart casa hoții. I-or spart-o acum când intră gerul în casă, mă. I-or spart-o, dar rău de intră, i-or furat de 6.000 de euro și el dă 10.000 de euro recompensă. Ce a avut în casă 6.000 de euro? Nu știu ce și un ceas. Dar nu se știa cu el. Numai năcazuri pe stătăt. Uitați-vă și la Prodanca cu reghi, cum... Cat fight. Mă, da, o vrut să se bată până la urmă, dar nu-l ieși nici măcar de un tabloid. L-a umflat un tic pe el la față și au venit de la medicină legală cu mâna șenii. Astea sunt problemele sportului. Și mai ales că Simona Halep și-a operat nasul. Nu prea avea nas la victorii în ultimul timp. Acum sperăm să aibă. În fiecare dimineață își pune o poză pe net cu nasul ei perfect, mai mic decât sfârcurile, că prima dată s-a operat. Mă, asta e, nu avem ce zice. Și mâncă un croissant. La banii ei, cum ar zice Țiriac, nu mai contează. Dar presa nu a spus că la canotaj am luat 4 medalii de aur și am fost locul 2 pe lume. Și primul loc la cafea. Nescafe Picolino. Daniel, mulțumesc, nu ție. Un Daniel mi-a... Bă, s-a nimerit. Dacă erai vlaicu, Daniel. O dată o cafea să-i dea Dumnezeu sănătate. Astea situațiile. Ne spune și domnul Tanțoș Barna, ministru la orice, la energie. A spus, eu în birou iarna am 19 grade, du-te să mă bei în car. Cum să ai 19 grade? Poate dacă îți faci niște chirtoși pe lângă să mai încălzească. Iohannis a zis și eu sting toate aparatele și în birou îmi las iarna la 22 de grade. El e ca mort, dar nu știe. Ca ce? Ca un mort, dar nu știe. Ca McHolt, regina Angliei, dar el nu știe. Păi la final de al doilea mandat. Dar nu a ezitat totuși să dea un contract de vreo două, nu știu, foarte multe milioane de lei și mai multe de euro la un prieten care are reprezentanța BMW. Bă, Iohannis, bă, 6 case ai, copii n-ai, să mai faci și milioane de euro de pe BMW, nu ți-ai putut lua Mercedes-uri. Că cu tine vorbesc, nu încerca să deschizi gura. Ei, demne-ai hitul elev. V-aș zice că urmează o toamnă foarte grea și o iarnă din perspectiva încălzirii delicată. Dar noi să fim optimiști că avem cont de YouTube, cont de Facebook și cont de... TikTok? Știi cine mă urmărește pe TikTok? Diriginta din generală. Pe mine, o salută. Tu n-ai avut școală. Diriginta mea, doamna Liana, o salut și pe această cale, mă urmărește pe TikTok. Și eu zis la tata, zice, ai numai 80 de ani, fă și tu TikTok. Dar zice ticu, dă lapte! Sănătate multă, o cafea bună de la Daniel. Ne vedem în octombrie. Stați pe canalele noastre de comunicare, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Poate vrea să iei BMW la poliție. Cu 6 viteze?